Gălățina a venit la Giurgiu hotărât să joace cu tupeu pentru cel puțin un punct și au început puternic, cu un gol anulat de Sârchi pentru offside. Astra atacă și scorul este deschis de Azalte încă din minutul 4, când atacantul a reluat în poartă după bara lui Iodam. Vine minutul 26 și arbitrul acordă penalti la duelul Iodam-Marchinios, iar cel din urmă transformă lovitura de la 11 metri. Minutul 53 vine cu speranțe pentru Astra la un fault în careu, dar Ioda ratează lovitura de la 11 metri, șutând surprinzător de prost și Goicoecea apără mingea trimisă ca în curtea școlii de jucătorul Astrei. Oaspeții au presat pe final, dar partida s-a încheiat 1-1 și Astra a pierdut un pas important în urmărirea stelei. Pentru Giurgiu Veno au jucat patru titulari importanți, Budescu, care nu a intrat în teren fiind suspendat de Ioan Nicolae. A mai lipsit și Mățel, accidentat, dar și Laban și Iahaia, suspendați câte o etapă. Da, este excelent, vă dați seama. Reacție de, dacă nu de campion, cel puțin de fostă campioană. Jucători cu probleme salariale și după înfrângerea acasă au reușit să se capaciteze și să facă un meci foarte bun aici la Astra. Merită felicitați și sper să câștigăm următorul meci cu Chiajna. Ne așteaptă un meci din zona noastră. Sper să nu-l mai ratăm. Este foarte bun, cu o echipă foarte bună. Eu zic că se putea mult mai mult de atât. Am luat un gol stupid în primele minute și de acolo s-a schimbat total meciul. Am controlat meciul. Dar crezi că golul vostru primul a fost valabil sau penalti? Ați un penalti neacordat? Eu zic că da, din câte am înțeles, a fost penalti și la prima fază. We had a lot of good matches, but or we win a match or we lose a match. So we can be a little bit happy if sometimes when we make a quite good match that we get at least something. So and Astra is one of the best teams here in Romania. Sunt supărat. Eu știu dacă neapărat ghinion, lipsă de concentrare, nu știu. Am început foarte bine jocul, am înscris repede, după care nu pot să-mi explic, sunt poate și la cald, sunt încă supărat. Prima repriză total ciudată, fără agresivitate, fără, ori ne-am relaxat, ori urmă ne-a fost teamă să câștigăm, n-am înțeles absolut nimic. Logramos un punto que es muy importante para nosotros en la situación que estamos. Sí, como para un delantero marcar un gol, es una cosa muy importante que puede cambiar un partido y la verdad que estoy muy contento.